Doamnelor, domnilor, 50 de întrebări pe repede înainte cu Bogdan Mirică. Trebuie să dea primul răspuns fără să se gândească absolut deloc. Totul este visceral. Îi dăm drum în 3, 2, 1. Și care e cel mai bun serial pe 2017? Ăsta, pe care l-am făcut. Umbre, da. Sezonul 2. Ok. Care e cel mai enervant lucru din lume? Ce se întâmplă acum în România? Ce vrea să-i transmit celui mai mare dușman al tău? Sănătate. Unde te vezi peste 10 ani? Nu aici. Care e cel de-al treilea nume al tău? Florian. Au. Cel mai enervant sunet? Vuvuzeaua. Ce alt nume ți-ai fi dorit să ai? Paul. Crezi în Dumnezeu? Ne salutăm, dar nu sunt de vorbă. Care a fost cel mai prost film pe care l-ai văzut? Mamă, nu știu. Hai să trecem. Nu, adică îmi vin unele în cap, dar sunt românești. Nu știu, m-am blocat. Habar n-am. Nu știu de ce, pentru că îmi sunt dragi filmele în orice formă, până la urmă, știi? Empatizez cu demersul ăla. Crezi în extraterestri? Băi, am văzut câțiva, da. Care e primul om de pe planetă care ar trebui să interacționeze cu o rasă extraterestră? Jesus sau Jim Morrison. Care e cea mai mare teamă ta? De mediocritate. Înjurătura preferată? Să suși până cu curul. Cea mai nasoală mâncare de care ai avut parte? Majoritatea mâncărurilor românești. Cel mai bun film ever? Barry Lyndon. Cel mai ciudat loc în care ai filmat vreodată? Pentru Umbre, într-o cameră frigorifică. Am filmat o secvență de sex într-o cameră frigorifică. Cui ai dat un pumn în gură? Mustăciosului. Ce trend te-a enervat cel mai tare? Ce trend? Trend. Băi, bărbile astea foarte ceruite și mustățile de hipster. Ok. În ce personaj dintr-un film te-ai reîncarna? În Rin Tin Tin sau în Lassie. Cel mai bun scenariu scris vreodată? Cred că tot ceva de la Kubrick. Cea mai bună emisiune de TV? Nu mă uit la TV, mi-e foarte greu. Teleenciclopedia. Vreau profesioniști cu Eugenia Vădă. Teleenciclopedia că m-a format pe mine. Nu mă uitam la profesioniști când eram mic. Cel mai bun vers dintr-un cântec vreodată? My mistakes were made for you. Cel mai tare star porn? Asia Akira. Era trick question? Nu era trick question, nu, absolut deloc. Chiar cumva este pentru research. Eu acum ce recomand? L-am inventat. Hai să zicem că l-am inventat. Ok, replica preferată dintr-un film? Do you feel lucky punk? Cea mai bună scenă dintr-un film sau serial fără dialog? E un jaf într-un film al lui Melville în Le Cercle Rouge, cred. Câte ore dorm noaptea? 4. Cea mai bună piesă de dans? Ceva Michael, cred. Ce voie să devin viață când erai mic? Profesional? Biolog. Care e mașina visurilor? Mașina de tocat carne, automobil? Nu, nu-mi pasă. Ah, activitatea preferată când ești băut? Să vomit. Activitatea preferată când ești sub influență? Ciocolată. Care ar fi numele tău de criminal în serie? Shadow. Băutura preferată? Vodka simplă. Când ai plâns ultima dată? Acum 2 zile. Zi un lucru pe care nu poți să-l faci absolut deloc. Să mă iau în serios. Zi un lucru pe care ți-ai dori să-l faci foarte mult. Să mă iau în serios. Care e cel mai prost obicei al tău? Că nu reușesc să mă iau în serios. Care e cel mai bun soundtrack dintr-un film? Drive. Pe cine admiri cel mai mult? Pe Buddha. Care animalul preferat? Câinele. Cel mai bun titlu de film sau serial ever? Probabil ceva din Monty Python ar fi. Cea mai proastă carte citită? Sifilisul și prietenii lui era o carte de educație sexuală scrisă pe vremea comunismului. Exista așa ceva? Da. Mamă, trebuie căutată. O aveam, am dat-o cadou unei prietene. Și era tot timpul cu fete care erau de moravuri ușoare și împărțeau sifilis în stânga și în dreapta. Wow, împotriva comunismului. Poate asta e soluția, să scăpăm de cenepaște acum, să răspândim puțin herpes simplex și complex. Ok, cel mai tare oraș din țară? Brașov îmi place destul de mult. Cel mai prost concert la care ai fost vreodată? Nu îl zi pe ăla când ai venit la noi. N-am fost, dar mi-aș fi dorit să mă fi dus la un concert holograf sau ceva. Cea mai proastă trupă ever? Păi n-am răspuns. Ce subiect nu ești dispus să-l abordezi absolut deloc în film? Oarecum mă țin la distanță de raportul dintre om și religia lui. Deocamdată nu l-am asimilat eu destul de profund cât să îl pot, știi? Adică nu știu dacă aș putea face o chestie de genul Andrei Rublev sau... Cel mai tare personaj negativ ever dintr-un film, serial sau carte? Cel mai tare personaj negativ în general? Chigurh
sau cum se pronunță, adică ăsta Javier Bardem în No Country for Old Men. Cel mai tare regizor ever. Kubrick. Când a luat bătaie ultima dată. Nu, bătaie? Bătaie. Nu, n-am luat niciodată. Băi! Am făcut 3 stiluri de arte marțiale. Adulația pentru Jackie Chan. Cel mai prost sfat pe care ai putea să-l dai cuiva. Să-ți faci reguli și să le respecti. Cred că regulile sunt menite să nu fie respectate. Mulțumim, domnul Bogdan Mirică. Ați răspuns pe repede înainte la 50 de întrebări cât de repede s-a putut. Dan!